La 25 octombrie 1944, armata română elibera orașele Carei și Satu Mare și odată cu ele întregul teritoriu național de sub ocupație străină, încununând astfel lupta și jertfa a zeci de mii de combatanți. Câțiva ani mai târziu, transformată în simbol al tuturor luptelor și eroilor neamului, 25 octombrie a devenit ziua în care țara își sărbătorește armata. De-a lungul anilor, armata s-a redefinit, modernizat și transformat, devenind parteneră și în 2004 membră a celei mai puternice alianțe politico-militare din istorie, NATO. Astăzi, Armata României este o organizație relevantă și viabilă, cu misiunea de a asigura capabilitățile necesare pentru promovarea și protejarea intereselor naționale împotriva amenințărilor curente și viitoare, precum și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în relația cu Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană și alte organizații internaționale în domeniul securității și apărării. Cea mai numeroasă și importantă categorie de forțe a Armatei României, forțele terestre, sunt un organism militar modern, cu o capacitate operațională ridicată, flexibile, suple și dinamice, apte să dea o ripostă eficace oricărei agresiuni armate la adresa securității României și capabile să-și îndeplinească cu profesionalism misiunile ce le revin din obligațiile militare internaționale asumate de către țara noastră. La 100 de ani de la istoricele zboruri ale lui Coandă și Vlaicu, ultimul consemnând de altfel la 17 iunie 1910 nașterea aviației militare române, forțele aeriene continuă să aibă ca principale misiuni păstrarea integrității spațiului aerian național, apărarea populației, a obiectivelor vitale și a trupelor împotriva atacurilor aeriene. Forțele navale sunt categoria de forțe a Armatei Române ce are misiunea principală de a supraveghea, avertiza și participa la respingerea agresiunii dinspre mare și fluviu. De asemenea, forțele navale participă la operații de apărare colectivă, de răspuns la crize, sprijin al păcii și asistență umanitară conduse de NATO, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizația Națiunilor Unite. Armata României participă cu efective și tehnică, conform angajamentelor internaționale, la toată gama de operații desfășurate în perioada post-război rece, în zone de conflict situate pe trei continente, Africa, Europa, Asia, sub comanda NATO, Uniunii Europene și Coaliție, precum și la misiuni sub egida ONU și OSCE. În Afganistan, România a participat la misiunea ISAF încă din luna februarie a anului 2002. Începând cu luna august 2006, trupele noastre au fost transferate în regiunea Kalat, având în subordine și o subunitate aparținând forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii. Creșterea efectivelor de manevră de la 500 la 1300 de militari a necesitat constituirea unor elemente de comandă și a unor structuri de sprijin de luptă și logistic necesare îndeplinirii misiunilor. În prezent, elementul de comandă și control, cele două batalioane de manevră, precum și echipele de legătură și consiliere, sunt dislocate în provincia Zabul, într-o zonă critică a Afganistanului, în care nivelul riscurilor și al amenințărilor la adresa militarilor este ridicat. În Afganistan, Armata României participă, începând din octombrie 2008, și la instruirea Armatei Naționale Afgane, având dislocate în teatru patru echipe operaționale de consiliere și legătură, OMLT. Îndeplinirea misiunilor Armatei Române, în prezent și mai ales în viitor, depinde de continuarea procesului de transformare început cu 20 de ani în urmă. Obiectivele pe termen mediu ale acestui proces vizează continuarea operaționalizării forțelor pentru NATO și Uniunea Europeană, continuarea achizițiilor de echipamente noi și a programelor majore de înzestrare, reorganizarea învățământului militar, creșterea nivelului de participare la forța de răspuns NATO și a contribuției la capabilitățile de apărare ale Uniunii Europene.